Da, pe și cântăm, vine doar de ducă. Da, pe mărpădeal ca și pământ-luncă. Ai mărpădeal ca și pământ-luncă. Vreau să vă întreb, voi ați auzit de lăutar? Sunt lăutar aici în sat? Da. Noi ne găsim aici, de aici în Gorjul Gorj. În Gorjul Gorj, de aici până mergând câteva zeci de kilometri, vreo 20 de kilometri înspre sud, până la Faba, pe Valea Tismanei, aici, pe Valea Dilortului și, firește, pe Valea Jiului, găsim folclorul curat de Gorj, cel atât de studiat și de căutat și de prețuit și de Constantin Brăiloi, dar și de Henry Brauner, Emilia Comișel. Foarte a făcut cercetări. Sigur, cercetări temeinice. În România, după secole întregi de tradiție, până și lăutărie este pe care să se piardă. Cu toate acestea, Gorjul rămâne spațiul în care ultimii mari lăutari așteaptă să fie descoperiți. Cântă la nunți, botezuri și înmormântări, iar cârciuma este spațiul în care se simt cel mai bine. Rela și Nicu Ciulei, Decebal Cușnea și Pantilimon Popilci sunt lăutari a căror faimă a depășit de mult hotarele Gorjului. Vocea și carisma Relei individualizează taraful cunoscut sub numele generic de Rapsozii Gorjului. Să cântați la oaltă așa. Păi m-am căsătorit după soțul. Soțul? După Nicu Ciulei. După aceea ne-am format o formație. O formație. Și ne-am dus la nunți, la botez, și la mormântări cântăm. Da? Și la mormântări. Sigur. Da. Așa.
La Nedei? La Nedei. La Nedei, da. Suntem solicitați? Suntem solicitați. Ah, foarte da. Mult. Odinioară era rușine ca femeile să cânte în taraf, însă cu timpul, din rațiuni economice, au apărut lăutărițele, iar cântecele bătrânești au fost înlocuite treptat cu unele de factură mai nouă, a căror interpretare se preta mai bine vocilor feminine. Este perioada în care se afirmă Maria Lătărețu. După ce am petrecut o zi cu Rela și Nicu Ciulei, am plecat spre Târgu Cărbunești, acolo unde prietenul meu Viorel Gărbaciu mi-a povestit despre banda lui Nea Alită Pițigoi. Din familie de lăutari, Nea Alită face ce știe mai bine. Cântă cum l-au învățat părinții și transmite mai departe nepoților un repertoriu urban provenit în mare măsură din fondul muzical țărănesc gorjean. Banda lui cântă orice și pentru oricine, pentru a-și câștiga existența. Ca toți lăutarii, improvizează, sunt imprevizibili, făcând tot felul de acrobații muzicale pentru a-și asigura un bat comercial. Muzica lor caracterizându-se printr-o mare diversitate a structurilor sonore și ritmice. Toți sunteți Pițigoi. Da. Sunteți o bandă. O bandă, da. Așa se zice, da. Bandă. 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 În banda asta, dumneata, Lenin spune, cine e în banda asta? În banda asta este Gogă Pițigoi. El frate. E văr ce frate. E frate cu mine. Frate. Frate. Mai aveți un frate care cântă, cântă și bolnav. Al mai mare. Bolnav. Al mai mare, are 78 de ani. Mulți înainte. Așa. Dânsul la bas. Dânsul la bas e nepotul meu, nepot. Copilul lui frate meu. Al mare. Copil, al mare. Așa. La acordeon. Băiatul asta meu. La acordeon e băiatul meu. Frate. Așa. Cum îi ziceți? Adi, la Adi Pițigoi. Adi, Adi Pițigoi. Da. Și la chitară? La chitară este nepotul lui fratele adică, nostru mare. Așa. Și el e la chitară. La celelalte instrumente nu încearcă ba, să... Ba da, păi știe cu orice. Organist. Știe la toate. La da. Nu poate să o ia, vedeți că aia e grea să plecăm așa cu asta. Bun. Și mai e... Mai este dânsul? Copilul meu. Copilul. Albic. Așa. Și el s-a legat de vioară. De la altceva mai cântă? La vioară, la, de exemplu, dacă ar fi... Vioara și cu vocea. Și cu vocea, da. Așa? Da la contră, la braci. La braci, da? Poate. Știe, știe, știe. Și la braci. Da. Deci toți, se înțelege, toți de aici, toți da. Auzi. Da. Să fii tu de dea. Și mai
cele rame când pe tine te suiam. Te suiam, te cobor, o rame, niciun prege nu aveam, niciun prege nu aveam. Văd de la un timp de vreme, mi te sui cu hodinele, s-au dus puterile mele, s-au dus puterile mele. Sui, sui, sui și odihnesc, stau în loc și mă gândesc. Dispunând de imaginație și improvizație, lăutarii au preluat muzica locului, a țăranilor din satele Gorjene, interpretând-o într-un stil personal. În final, au reușit să influențeze muzica țărănească, afectându-i culoarea sonoră. La mare cinste sunt cântecele epice, paladele, cântecele de dragoste și cântecele vocale de joc. Dintre acestea, se individualizează cântecele de lume, ale căror texte, cu un pregnant conținut erotic, sunt îmbogățite de interjecții și tânguiri. Ce vă învățați să cântați la viol? Tata. Bătrân. Tata nostru, că tata nostru a cântat, mama a cântat cu chitara, tata a cântat cu vioara, dar nu cânta ca noi. Cântați cum era pe timpul ăla. Cum cântați? Ce cântați? Cântați și două ori. Două ori? Și două sârbe. Și două ori. Și așa cântați. Și o luat, la nuntă o luat lângă masă. Eu eram cu basul la 10 ani cu ei. Îi plângeam cu spinarea că nu putea să ridică să. Și plângeam de el și luam tonă molo aici așa. Deci, la 10 ani, dumneata, deja erai la contrabas. Cum îi spuneți la contrabas aici? Bas. Gordonă nu-i spuneți? Nu. Deci bas. Bas. Și la început, dumneata, ai fost la bas. La bas. Prima dată de la bas am plecat. Așa. Și de pe aia, când am crescut, luam și o vioară al lui tata, mai cântam, el mi-a arătat, bă, putea așa. Și duc el ca buma, că buma a luat chitara după gât. Și cânta din gură și cânt eu cântecile care zicea ea cu vioara. Cu vioara. Cu vioara, că început să dau drumul la degete. La degete. Da. Și îmi spunea, cântă, uite așa, mama, cântă, cântă, costa. Când era atunci, pe unde iubeam odată, pe fața școala Bălan, așa? Cântecile lor al Bătrânești, Radu Mami. Da. Partea asta de la Crețești. Așa. Cel mai al dracu om. Așa. Ăsta dacă tot lăutarii care se ducea... Mai trăiește? Nu. Nu mai trăiește. Murit. O murit. A murit. Cum îl chema? Cele. Că de aceea și a rămas sârba asta care o cânta cu așa, coarda desfăcută. Așa. Să-i cânti ora... Asta o cheamă ora Cele. Deci o rămas, are zicala lui. Zicala lui. Și atunci, ora lui. Ora lui. Așa. Care se ducea acolo, bă, o știi pe asta, de unde să știe toți ce vrea. Care nu știa, îi lua vioara după și, ce, și o spărgea. De cap. Unde nimerea acolo, dădea cu ea. În cap, o juca cu picioarele. Neta i-a cântat la omul ăsta. I-am cântat. Și ce-o zis? I-am cântat și când a zis, bă, uite, banii aici pe masă, tot aici, așa, mâncare, tot, dacă nu faci ora lui Cele, ți s-a adus și vioara și pe tine te bani. Bine, domnule, hai să vedem. Luai vioara, era tata, mama, începui. Când începui? Gata, oprește! Ia și banii, ia și ăștia, place de tine, m-a luat de gât, m-a pupat. Brava! S-o ții tata pe... I-a plăcut, i-a plăcut foarte mult. De atunci, A rămas, când mă duceam în urmă cu mama, cu tata, bă, adă copilul ăla,
are copilul ăsta către copilul tău, nu tu, că tu nu... Ce? Tu nu știi, sau cum zice? O cânta, dar nu, ce tu nu cânti bine ca... Nu cluncănea cu degetele, că așa spunea ei cluncănea, da. Înainte să urcăm la Mănăstirea Tismana, am făcut un popas în sat să-l căutăm pe Cristi Geabu, lăutarul despre care auzisem fel de fel de povești. Cu toate că nu este la fel de riguros ca frații Pițigoi sau Rela și Nicu Ciulei, care au cântat în orchestrele gorjene, Cristi Geabu din Tismana este cu siguranță cel mai spectaculos. Fiul marelui lăutar Cătăroiu, Cristi, e întruchiparea muzicantului de început de secol. De mic mă născut sărac, măi, de mic mă născut sărac, măi. O haină și un bai barac și-am crescut mare băiat, cum ăla-i din căpătat, adus de mu. Umă din sat, măi. Primul încă m-am ridicat, măi. Să nu zică ori și cine că-am trăit degeaba în lume, că-am trăit degeaba în lume. Nu zică copiii mei că n-am muncit pentru ei, măi. Nu zică copiii mei că n-am muncit pentru ei, mi-a dat viața pentru ei, măi. Cu un repertoriu surprinzător și o interpretare originală, Cristi Geabu Cătăroiu este un muzicant inventiv. Când cânta cocoșul odată, eu ieșeam singur pe poartă și colindam băile și toate noroaiele să câștig paralele mâini. Când cânta a doua oară, mergeam cu sacul la moară. Și când cânta de trei ori, eu mergeam pe drum de zori, măi. Am muncit, Doamne, am muncit, și prin ploaie și prin vânt, măi. Am muncit la orice cine, pentru o bucată de pâine. Am muncit la orice care, să am bani în buzunare, pentru o haină în spinare, să am bani în buzunare. Nu zic că ai mei dușmani, că n-am casă și n-am bani, măi. Nu zic că dușmanii mei, că n-am muncit ca și ei, că n-am muncit ca și ei, măi. Vreau să duc mai departe ce mi-a lăsat albătrâna meu și bunicul. Și dacă mă ajută Dumnezeu, sper să fiu și eu. Ce meserie ai tu? Meseria mea asta. Personalitate uimitoare. Considerat destul de dificil ca om, este oarecum marginalizat, nefiind cunoscut așa cum ar merita. Să-l
Râul de Pripor se diferențiază de satele tradiționale din Gorj, din simplu motiv că este locuit exclusiv de lăutari. Odinioară clăcași pe moșia Dobreștilor, oamenii de aici au demonstrat că pot supraviețui din muzică. Cu instrumente rudimentare, de multe ori construite de ei, lăutarii din Râul de Pripor reușesc să emoționeze asistența, însoțind muzica specifică locului cu texte expresive ce vorbeau despre viață, supărare, dureri, despre dragoste și frumusețe. Ați auzit de lăutar, de aici, pe în sat. Ce lăutar? Cum îi cheamă? Era Turturică, era Mândru, era Enoiu. Enoiu. Era Alisandru Cidoiu. Așa. E Vica. Ce vreți să ziceți de ăștia, că ești omurit? Așa, a murit. A murit. Da. Dar din ăștia care trăiesc? Mai trăiește, este Vică. Vică. Argint. Argint. Este Iliuță. Iliuță. Nu știu cum îi mai zice, că e la Tizmana. Ține pe fata lui Costica lui Cidoiu. Așa. Așa, e, oameni ca lumea sunt. Am întrebat pe în sat aici, domnule, cine e Argint? Dumneavoastră sunteți Argint. Da, eu sunt. Așa, de când cântați în vioară? De la vârsta de 12 ani și am 60. De la vârsta de 12 ani. Cine vă învăța să cântați? Al bătrân, tata. La sfârșitul secolului XIX, lăutarii erau organizați în bande sau tarafuri, care reuneau 2-3 persoane, obligatoriu, din aceeași familie. Repertoriul acestora, grefat pe folclorul locului, cuprindea balade, cântece epice, doine, interpretate exclusiv de bărbați. Vedeți dumneavoastră, mult timp, pe vremea cealaltă, a avut un sprijin pentru că firmele astea mai mari, întreprinderile mai mari, își făceau tarafuri. Ale lor. Și erau solicitați. În minerit, în asta, și erau angajați. De când aceste firme s-au desfințat, instituții? Sigur, au cam dispărut și posturile, locurile de muncă pentru ei. Pentru marea majoritate. Majoritatea trăiesc aici, în sat. Și o duc destul de greu. Cum vedeți dumneavoastră lăutarii ăștia? Este păcat să se piardă și... Dacă e să fiu sincer, sunt destul de pesimist în privința viitorului, pentru că e foarte greu de găsit o soluție. În aceste condiții, pare aproape un miracol faptul că Râul de Pripor continuă să fie sat de lăutari. Scăpați de tirania cântării României, lăutarii de aici sunt nevoiți din nou să-și adapteze repertoriul, de acord cu pretențiile noului auditoriu, al cărui gust este rezultatul modelului mediatic impus cu agresivitate în ultimii ani. Astfel, unele dintre instrumentele tradiționale dispar, luându-le locul orga electrică. Vechile texte sunt înlocuite cu altele noi, lipsite de valoare, iar lăutarii, în loc să cântă tainic, la urechea ascultătorului, cântă la microfon, pe o scenă improvizată. A cui sunteți de aici? Cum vă spun? Sunt nepotul lui Vasile Mândru. Cine a fost Vasile Mândru? A fost lăutar vestit în Părău de Pripor aici. În Părău lăutar de Pripor și în Gorj, în județul Gorj. Nieta? Mie spune Muscurici Lampie, mă cunoaște lumea. Lampie, Haralambie. Așa, Haralambie. Eu mă trag dintr-o familie tot de lăutari. Prin alianță și bunicul meu, unul a cântat cu viola. Cu viola, cu braciu. Da, cu braciu. Așa. Și bunicul, din pe partea mamii, a fost tot Mândru. Deci suntem care... berișori. Noi suntem rude, berișori. Din aceea, aici au fost, există mai multe bande de... Da, da, fiecare familie a fost a acestui sat, a avut formația lui. Toate acestea, Gorjul rămâne singura regiune din țară în care botezurile, nunțile
și de multe ori și în mormântările sunt însoțite de muzica lăutarilor. Am convingerea că dacă modelele propuse de mass media în materie de muzică lăutărească și țărănească ar fi cele adevărate, oamenii s-ar întoarce la repertoriul vechi, de mare valoare, sortit în momentul de față să rămână un reper bibliografic abstract, consultat doar de specialiști.